Dragilor, sunt aici la Romexpo, unde avem și noi centrul ca biserică Profides și astăzi este o zi extraordinar de mare pentru noi ca și comunitate, împreună cu alte structuri ale statului, împreună cu alte asociații. Am format un convoi umanitar de cel puțin 11 mașini, 11 dube. Am socotit undeva aproximativ la 30 de tone de haine, alimente, pături, saltele și alte bunuri necesare pentru cei afectați de acest cutremur din Turcia. Astăzi plecăm spre un depozit din Turcia, unde vom preda aceste materiale, aceste bunuri autorităților, autorități care vor împărți într-un mod foarte bine organizat oamenilor, pentru că acolo situația este foarte gravă, sute de mii de oameni au rămas fără adăpost, nu-și mai pot folosi locuințele, cei care mai au locuințe, blocuri în picioare, însă situația este foarte tragică, așa cum am auzit, orașe întregi mutate la cort, orașe întregi mutate în stradă sau risipite prin, pe la rude, prin țară și peste tot în toată Europa. Așadar, oameni buni, suntem aici cu convoiul umanitar, haideți să vi-l prezint. Drum bun. 11 dube. Deci la OMP ne oprim, adică la Lidl și ne vrem să spunere. După cum se poate vedea, toate aceste mașini sunt pline cu lucruri donate și de voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru dărnicie. Iată ce lucruri mărețe putem face în numele lui Iisus Hristos. Iată cât de bine ne putem mobiliza să fim o forță și o binecuvântare. România este o binecuvântare pentru Ucraina, România este o binecuvântare pentru Turcia și Dumnezeu să ne păzească de calamități și pe noi, Dumnezeu să ne păzească de războaie. Rugați-vă pentru România, dar astăzi trebuie să ne rugăm pentru acest convoi umanitar care va tranzita Bulgaria și va ajunge în Turcia. Dumnezeu să îi ocrotească pe toți cei care merg în Turcia. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim că sunteți alături de noi prin donații, prin rugăciuni și prin inimile voastre calde și bune în numele lui Iisus Hristos. Vă iubesc pe toți în Domnul. Fiți binecuvântați!